Este pentru mine o experiență extrem de interesantă, care o parcurg în ultimele luni. Weekendul trecut am avut posibilitatea să fiu în Chișinău, unde am asistat la înființarea în mod oficial a Bisericii Imago Dei, biserică baptistă, reformată, biserică care împărtășește aceeași mărturisire de credință ca și biserica noastră, biserică care subscrie la același legământ al membrilor. Și este o experiență foarte interesantă pentru că deja anul acesta este cea de-a doua asemenea experiență și n-aș fi visat că s-ar fi întâmplat o dată, dar de două ori într-un an, și se pare că Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar, s-ar putea să mai asistăm la asemenea evenimente. Dar în același timp este o experiență stranie, pentru că, de exemplu, când am fost acum la Chișinău și am privit la acești frați care cu atât entuziasm, la fel ca și noi la început, au luat această decizie, au și, poate și văzut cum ne-am pus, cred că, ceva poze pe Facebook, au și listat mare acest legământ și l-au semnat toți, l-au înrămat și l-au pus la intrare în biserică. Poate ar trebui să facem și noi la fel, să ne amintim de promisiunile luate. Și am stat și m-am gândit, am calculat astăzi în bancă, înainte ca să urc la amvon, 4 ani, 3 luni, 17 zile, din 26 iunie 2015, când acest legământ a fost luat pentru prima dată de cei care au fost membrii fondatori ale acestei biserici. 4 ani, 3 luni, 17 zile. Da? Ceea ce înseamnă că această biserică este încă doar un copilaș mic. Da? La 4 ani un copil este mic. Dar totuși, privind în urmă și privind la acești frați care acum luau acest pas, pe de o parte eram extrem de fericiți și pe de o parte parcă mă cuprindea o tristețe, pentru că realizez acum ceea ce vor realiza și ei, că poate am fost inconștienți la promisiunile la care le-am luat și la importanța acestui legământ și la dificultatea lui. Cred că știți, dar vă reamintesc, legământul acesta nu reprezintă altceva decât o sumarizare a unor principii biblice, este de fapt o parafrazare a unor versete biblice, a ceea ce noi credem că este responsabilitatea fiecărui membru într-o biserică. Duminica trecută, la Chișinău, frații m-au rugat ca să am un mesaj despre acest legământ și despre importanța actului de a lua un legământ ca și biserică, și n-am fost în stare, m-am simțit nevoit ca să am un alt mesaj pentru ei, un mesaj despre importanța cuvântului lui Dumnezeu, pentru că asta este temelia pe care se zidește orice biserică. Dar m-am găsit simțind nevoia ca să împărtășesc gândurile acestea cu dumneavoastră, ca unii care, cei mai mulți de aici, sunteți membri, unii încă nu, ca unii care ați luat acest legământ și au trecut 4 ani, 3 luni, 17 zile de când s-a înființat această biserică, cred că avem nevoie să ne reamintim care este angajamentul, care este legământul care l-am luat față de frații noștri și față de Dumnezeu. Pentru că suntem chemați, fie că realizăm lucrul acesta sau nu, suntem chemați de Dumnezeu, și devine lucrul acesta din ce în ce mai evident, să fim unii care, într-un fel sau altul, au deschis un drum. Și oamenii care merg pe pașii noștri, între ghilimele, merg pentru că consideră că mergem pe pașii lui Hristos. Să nu crezi că biserica din Chișinău a adoptat poate niște principii la bisericii noastre, că ei ne consideră foarte cool, foarte relevanți. Au privit la ele și au zis, măi, oamenii ăștia îl urmează pe Hristos. Haideți să vedem cum fac ei în biserica lor, pe ce principii se ghidează. Și au zis, mergem și noi pe calea aceasta, pentru că ei merg pe calea lui Hristos. Și probabil că și frații noștri de la Hunedoara, de asemenea, și alții. Și întrebarea care cred că ar trebui ca să ne opunem noi în această dimineață este dacă noi conștientizăm această responsabilitate. De a fi chemați de Dumnezeu să fim în multe aspecte premergători.
să fim unii care pregătesc o cale. Nu este o cale nouă, este o cale foarte veche. Este o cale veche cât Evanghelia, cât este, cât este Scriptura. Dacă vreți să vă documentați acasă, nu avem timp în această dimineață, dar în 1913, când prima mărturisire de credință a baptiștilor din România a fost scrisă, unul dintre capitolele mărturisirii vorbește despre membralitate și despre legământul în care intră membrii unei biserici locale. Și de asemenea există documente în care ne arată că primele biserici baptiste, toți membrii intrau într-un legământ al membrilor. Am un asemenea legământ, nu rețin exact anul, dar undeva între 1913 și 1926, primul legământ care mai există a unei biserici baptiste din România, și când îl compar cu legământul bisericii noastre, în proporție de 80% este același legământ. Și motivul pentru care are aceeași temelie este doar Scriptura pusă într-un format în care membrii pot să-și ia acest angajament. În această dimineață aș vrea să ne reamintim despre acest legământ. Experiența este similară cu experiența a avea un copil. Dacă ați trecut vreodată pe acolo, eu la primul copil am fost prezent la naștere, la al doilea n-am fost și nu o să mă lasă să uit niciodată familia lucrul acesta. La al treilea trebuie să fiu și de aceea o să lipsesc. Să știți, de acum în primăvară o să lipsesc o perioadă ca să nu ratez acest eveniment. Dar în perioada înainte de naștere, din perspectiva tatălui, dar poate și din perspectiva mamei, momentul nașterii pare momentul cel mai dificil și momentul culminant. Pentru mine, după ce au trecut acele momente, după ce am fost eu prezent în sala de operație, a fost traumatizant pentru mine, dar după ce au trecut acele momente și am plecat acasă, am crezut ce greu a trecut. Gata. De acum, ce a fost mai greu a trecut. Acum, după ani și ani de zile, realizez că greu doar atunci începe. Da? Pentru părinți. Doar atunci începe, de fapt. După momentul incipient, după momentul nașterii, începe ani și ani de zile de lupte, de sacrificii, de lacrimi, de rugăciuni. Și de asemenea este și cu o biserică. Da? Se plantează o biserică, se semnează un legământ, poate este o festivitate și din perspectiva poate a păstorului, așa, membrilor, toată lumea răsuflă ușor și suflă ușor. Gata, am făcut-o, gata, am realizat-o și asta. Și de fapt nu suntem conștienți că greu doar a început. Călătoria aceasta este lungă, da? Nu se încheie până când nu suntem împreună cu Domnul. Cei care sunteți familiar cu legământul, deja o să fiți în temă cu ce am de spus. Cei care nu puteți să urmăriți acasă, puteți intra și pe site-ul bisericii, este prezent și acolo. În primul rând, legământul membrilor începe afirmând că acest legământ este un legământ, o hotărâre de bunăvoie, da? Nu e silit de nimeni ca să intre în acest legământ, a credincioșilor botezați. Și doar a credincioșilor botezați. Este important ca să înțelegem că acest legământ și aparținerea în această biserică este doar pentru creștini. De aceea, legământul ne spune că este vorba de pocăință și credință în Domnul Iisus Hristos. Fără acest element, fără această realitate, fără Evanghelia, altfel spus, Evanghelia care e crezută și trăită, nu există biserică. Noi nu suntem aici pentru că avem lucruri în comun, în mod deosebit. Nu suntem aici pentru că ne plac aceleași lucruri sau avem aceleași hobby-uri sau aceleași păreri politice. Suntem aici pentru că credem aceeași Evanghelie. Pentru că ne-am strâns în jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă suntem uniți în orice altceva decât în Evanghelie, suntem orice altceva decât o biserică. Asta este temelia, asta este lucru care ne unește pe noi la oaltă. Este faptul că avem aceeași credință. Și lucrul acesta ne strânge la oaltă. Dar nu doar că o avem, dar și că am mărturisit-o. De aceea legământul spune nu doar de a crede,
dar și de a fi botezați. Botezul este mărturia noastră publică a credinței noastre. Botezați în baza mărturiei noastre de credință, spune legământul nostru, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Biserica e formată din cei care declară public pe Iisus ca și Mântuitor, de cei care îl mărturisesc. Asta este primul element. Este nevoie de o mărturisire. Dar, în același timp, de cei despre care se poate declara public că sunt al lui Iisus Hristos, adică cei care au o mărturie. Noi trebuie să avem o mărturisire, dar trebuie să avem și o mărturie. Trebuie ca să spunem că Iisus este Mântuitorul nostru, dar trebuie să se poată spune despre noi același lucru. Când cineva privește la viața noastră, trebuie să avem mărturia corespunzătoare. Și să putem spune unii despre alții, privind la viețile noastre, Mihai este un copil al lui Dumnezeu. Radu este un copil al lui Dumnezeu. Da? Nu doar că spune el, dar pentru că ceea ce spune, aia trăiește. Pentru că ceea ce mărturisește, aceea este mărturia vieții lui. Da? Biserica este formată de cei care îl mărturisesc pe Hristos și de cei care trăiesc pentru Hristos. Și așa se formează ea. Evanghelia este vestită, oamenii răspund la vestirea Evangheliei și când răspund prin credință și pocăință, sunt botezați în baza mărturisirii lor și în baza mărturiei lor și fac parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Așa s-a născut și prima biserică din Fapte 2. După ce Petru predică acea predică la cinzecime, mulțimea întreabă ce trebuie să facem, ce-i de făcut și Petru răspunde, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Și în versetul 41 mi se spune că cei ce au primit cuvântul lui Petru, adică Evanghelia, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Există o relație de cauză și efect între cele două. Mântuirea, când se produce, lucrată de Duhul Sfânt, prin vestirea Evangheliei, da, se manifestă ca și efect, nu doar prin pocăință, credință și botez, dar prin membralitate într-o biserică, prin adăugarea într-o biserică. Ca tare, dacă faci parte din mijlocul nostru, în sensul că ești prezent la închinările noastre, dar nu ești membru și tu te consideri mântuit, ai o mare problemă. Pentru că Biblia ne arată că relația omului mântuit față de biserică este una de membralitate, de aparținere. Atunci când omul este mântuit, el mărturisește și apoi este adăugat bisericii. El devine membru în acea biserică. Și ziua de astăzi, cei mai mulți oameni trăiesc într-o relație neclară față de biserica locală. Dacă vorbim de mediul evanghelic românesc, este groaznic. Dacă am luat catastiful fiecarei biserici să vedem cum stau lucrurile, cine e în catalog și cine e în ban. Eu am avut și am tot timpul discuții de genul. Prima întrebare, da? Spune, frate, eu sunt baptist ca tine, sunt verișorul tău penticostal. Slavă Domnului! Unde ești membru? E complicat, știi, sunt membru acolo, dar mai mă duc de când în când dincolo, sunt membru la Cluj, dar locuiesc în Spania acum, dar verile vin acasă și iernile le petrec în Grecia și nu știu cum. La Cluj am avut o discuție cu un băiat, împreună cu fratele Călin, și am întrebat despre aspectul acesta și despre membru la două biserici. Și pe care o frecventez? În ultima vreme pe niciuna. Cam asta descrie, din păcate, relația care o are credinciosul evanghelic în ziua de astăzi cu biserica. Pentru că n-a înțeles că mântuirea merge mână în mână cu membralitate. Mărturisirea lui Hristos trebuie să meargă cu apartenența la biserica locală. Și noi credem și mărturisim că am înțeles lucrul acesta și pentru că am fost mântuiți de Hristos, pentru că am fost aduși la cunoștința adevărului, am declarat această realitate, am mărturisit această realitate în apa botezului și am fost adăugați
Bisericii Domnului Iisus Hristos, nu doar în mod invizibil, doar și în mod vizibil. Și facem parte dintr-o biserică locală unde proclamăm din nou și din nou mărturisim și verbal, dar și prin viața noastră, că suntem al lui Hristos. Și de aceea facem parte din această biserică. Legământul ne atrage atenția că acest legământ și acest angajament este doar pentru cei care sunt dependenți total de Dumnezeu, bizuindu-ne pe ajutorul Lui plin de har. O dependență totală. Noi nu credem că noi putem zidia această biserică. Noi nu credem că noi suntem în stare de a face ceva, ci suntem dependenți total de El pentru mântuirea noastră. Credem că El ne-a mântuit. Nu pentru faptele noastre bune, nu pentru meritele noastre, ci în totalitate depindem de meritele Lui. Depindem de lucrarea Lui de mântuire, care El a făcut-o în mod unilateral și ne-a dăruit nouă aceste realități. Dar și pentru biserica noastră suntem total dependenți. Noi nu credem că, da, într-adevăr, El ne-a mântuit și nu noi prin puterile noastre, dar după aia restul ne descurcăm noi. Dar n-ați că-ți arătăm noi ce facem, ce suntem noi în stare să realizăm. Nu! Noi credem că El ne-a mântuit, suntem dependenți de El pentru mântuirea noastră, dar și pentru biserica și pentru zidirea bisericii, noi suntem dependenți de El. Noi credem că El își va zidi biserica. Noi credem că El este Cel care are puterea de a zidi biserica și El este Cel care o zidește. Există un pericol extrem de mare de a te implica în biserică, de a fi plin de râvnă, dar fără dependență și fără ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. De a vrea ca să slujești și să faci tot felul de lucruri, dar nu-ți spune întrebarea ce-ți cere Dumnezeu. Și cum ar trebui ca să fac lucrurile acestea în dependență totală de Dumnezeu. Este și pericul celălalt de n-a face nimic. De a spune că ești dependent, dar tu de fapt să fii leneș. Să nu faci nimic. Există un echilibru, da? Cele două nu se contrazic, se îmbină, în care sunt dependent de Dumnezeu, sunt ascultător de cuvântul Său și în dependență și ascultare râvnesc, muncesc, mă strădui pentru lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi ni se spune că acest legământ este un legământ pentru cei ce sunt gata să se lupte pentru unitatea care o dă Duhul. Vom lucra și ne vom ruga pentru unitate, spune legământul. Și Pavel spune exact același lucru în Efeseni capitolul 4, în care el ne îndeamnă așa, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, vă îndemn să trăiți într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu, cu toată smerenia, blândețea, cu răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. Străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. Și ne-am întrebat, Pavel, dar de ce să ne străduim pentru ceva care ni se dă? Dacă Duhul o dă, de ce noi trebuie să ne străduim? Pentru că unitatea bisericii nu se întâmplă doar din greșeală. Trebuie să te lupți, trebuie să te străduiești, trebuie să muncești. Dar de ce? De ce dacă Duhul dă lucrul acesta? Pentru că biserica este formată din păcătoși. Și ceea ce Duhul dă, păcătoșii în mod natural ar distruge. Ceea ce Duhul lucrează, păcătosul, firea noastră, ar risipi. Și atunci noi trebuie, prin puterea Duhului Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt, să luptăm, să păstrăm, să luptăm pentru ceea ce Duhul ne dă. Pentru că suntem păcătoși, dar suntem păcătoși răscumpărați, care se luptă împotriva firii, care se luptă împotriva păcatului. Și nu vrem să lăsăm firea noastră, carnea aceasta, să rupă legătura păcii în Duhul Sfânt și de aceea ne luptăm. Ne luptăm cu pornirile noastre, ne luptăm cu inclinațiile noastre, ne luptăm cu gândurile care de multe ori ne vin în relațiile noastre. Da? Vine un frate și îți zice ceva, poate ceva extrem de inocent. Și primul gând este ceva foarte violent. Întreabă, frate, tu cum mai ești? Și tu pleci de la acea interacțiune foarte simplă, care te întreabă, frate, tu cum mai ești? Cum o duci? Bă, dar cine să crede asta? Mă ia el la rost? Dar te-a întrebat cum ești, da? Atât. Instinctele noastre carnale pot ca să frângă, să rupă ceea ce Duhul ne-a dat în mod gratuit. Pacea care ar trebui să o avem în mod gratuit, ca și dar din partea Lui, noi putem să o risipim, noi putem să o distrugem. Și de aceea noi trebuie să luptăm tot prin puterea Duhului,
tot prin instrumentele Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu, să luptăm împotriva ceea ce în mod natural ar distruge acest dar al Duhului Sfânt. Și asta este, acesta este legământul care noi l-am făcut. Suntem dispuși, pregătiți, suntem gata să luptăm pentru pace, pentru unitate în biserică. Vom umbla împreună, spune legământul, în dragostea frățească. Asta este lupta pentru pace. Ce înseamnă când spunem că ne vom iubi cu dragoste frățească? Nu e vorba, așa cum am mai zis, despre fluturi în stomac. Da? Noi asta am vrea, ca să, nu știu, să mergem acasă și să visăm despre frații noștri. Da? Nu așa funcționează. Așa funcționa poate, nu știu, când te-ai căsătorit până la luna de miere. După aia lucrurile stau altfel. Trebuie să te trezești în fiecare dimineață și să iei o decizie conștientă de a-ți iubi soțul și soția. Să-ți amintești faptul că chiar atunci când nu-ți convine cum te-a privit, cum ți-a vorbit, ai luat o decizie și un legământ înaintea lui Dumnezeu de a iubi până la moarte acea persoană. Nu? Asta e căsătoria. Frate, dar nu sună foarte romantic. Nu, dar dacă vrei o căsătorie frumoasă, asta este. Dacă vrei succes în căsnicie, asta este. O decizie conștientă înaintea lui Dumnezeu. Împuternicită de Duhul Sfânt. De asemenea, într-o biserică, dragostea frățească nu este un sentiment pur și simplu. Cândva mi-a plăcut de fratele Avram Bolduț. Acum, așa, 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 așa. Atunci mi-a plăcut, am avut niște sentimente, am mai băut niște cafele, acum nu mai prea ne agreiem. Nu așa funcționează. Când am intrat împreună în acest trup local numit biserică, am privit unul la altul și am zis reciproc unul despre altul, suntem copiii lui Dumnezeu. Și am luat o decizie în lumina acestei realități lucrate de Duhul Sfânt să trăim împreună ca și frați. Ca atare, în baza acestei decizii, și în primul rând în baza deciziei Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat împreună, luptăm împreună să trăim în dragoste unul față de altul și unii față de alții. Dragostea frățească este o dragoste care transcende sentimentele carnale. Este o dragoste care întotdeauna în baza legământului și în baza deciziei lui Dumnezeu acționează cu grijă, cu veghere, cu mustrare când este nevoie, cu rugăciune, cu sacrificiu, chiar atunci când sentimentelor noastre nu le-ar conveni așa ceva. De ce să mă sacrific eu pentru fratele Ciprian? În ultima vreme, nu știu, parcă nu e prea pasă de mine. Nu e adevărat, îi pasă, asigur, da? Dar de ce să mă sacrific eu? Mă, nu prea simt să mă sacrific pentru el. De ce să mă deranjez eu pentru fratele Călin dacă mă sună că are nevoie de ajutorul meu? Nu prea simt acum, am alte lucruri mai bune de făcut. Pentru că dragostea care există în mine pentru frații mei nu este ancorată în sentimentele mele, este ancorată în ceea ce Hristos a făcut pentru noi, în ceea ce Hristos a realizat în viața noastră și în decizia care am luat-o să trăiesc în felul acesta. Chiar în momentele în care nu îmi convine, chiar în momentele în care firii mele i-ar veni să trăiască altfel. Dragostea noastră, unul pentru altul, nu este una care se bazează pe afinitățile noastre, pe preferințele noastre, pe sentimentele noastre, ci este ancorată și izvorăște din jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este temelia dragostei noastre. Și manifestarea ei este total diferită decât manifestarea dragostei firești. Este manifestarea care am putea să o descriem într-un singur cuvânt. Discutăm despre acest cuvânt foarte mult în ultima vreme. Ucenicizare. Este dragostea aceea care este dispusă să sacrifice ca să-l ajute pe cel de lângă el să-l urmeze pe Hristos. Și lucrul acesta este un proces greu, este un sacrificiu constant. Este ceea ce un soț este chemat să facă pentru o soție. Este ceea ce o mamă este chemată să facă pentru copii. Să sacrifice întotdeauna ca să îndrume pe copil sau un soț să-și îndrume soția pe drumul cel bun. Este greu și dureros și neplăcut de multe ori firii noastre pământești. Dar pentru că izvorăște din jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că izvorăște din faptul că noi am experimentat dragostea supremă, sunt dispus să trăiesc în felul acesta, sunt dispus să iau un asemenea legământ. Suntem amintiți apoi
Că acest legământ este pentru cei care sunt devotați față de adunării, față de biserica Domnului Iisus Hristos și față de adunarea locală. Nu vom părăsi adunarea noastră împreună sau la oaltă. Evrei 10, la versetul 23, până la versetul 25 ne spune să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim. Pentru că cel ce a promis este credincios. Să fim preocupați ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Asta din nou este ucenicizarea, da? Asta este definiția ucenicizării. Veghem să îndemnăm, veghem să ne ducem pe o cale comună înspre Hristos. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, să nu părăsim adunarea noastră la oaltă, așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Întâlnirea noastră la oaltă pentru închinare este ceva absolut normativ și necesar în viața credinciosului. Știți foarte bine că în biserica primară erau nelipsiți de la casa Domnului. Acesta este punctul focal din viața bisericii primare. Nu era ceva pe lângă, ceva tangențial. Ne vedem de viețile noastre și de când în când, dacă avem timp, mai dăm pe la biserică. Nu. Prioritatea numărul unu era biserica. Prioritatea numărul unu era comunitatea credincioșilor. Și celelalte decurgeau de acolo. Atunci când cineva lipsește în mod constant de la biserică, de la închinare, este o indicație că acea persoană se află în păcat. În primul rând, trebuie ca să înțelegem că lipsirea nemotivată legitim, da? Și primul instinct firesc este, frate, dar ce înseamnă asta? Cât de mult pot să lipsesc și pentru ce motive ar fi considerată legitim? Dacă mă doare un pic capul, e ok? Cât de mult trebuie să mă doară? Dacă vreau să-mi iau un concediu, înțelegeți? De ce discutăm ca și niște copii? Inima omului regenerat este una care nu vrea să lipsească, pe cât posibil nu vrea. Nu înseamnă că nu va lipsi niciodată, dar din momentul în care discutăm în termeni așa legaliști, trădăm de fapt că inima noastră nu este regenerată. Pentru că o inimă regenerată vrea să fie așa, acolo la biserică, vrea să fie prezentă, da? La fel cum o persoană care este îndrăgostită vrea să fie cu cel care îl iubește. Nu este normal. Mai cât de mult aș putea eu să fiu departe de soțul meu sau de soția mea? Și totuși să fie în regulă. Nu merge așa ceva, da? O persoană care lipsește în mod constant se află în păcat. Sau urmează o cădere în păcat gravă. Urmează o cădere în păcat gravă. Nimic bun nu vine din lipsa de la biserică. Nimic bun, da? Nimic bun. Și dacă te afli într-o situație dificilă, fie într-o situație dificilă în viață, o încercare, fie într-un păcat cu care te lupți, ultimul lucru care vrei să-l faci este să nu mai mergi la biserică. Pentru că acolo este locul unde poți fi ajutat. Acolo este locul unde este administrat leacul pentru boala ta. Acolo este locul unde este spitalul pentru credincios. Este ca și un om care este bolnav și el evită să meargă la doctor. Nu se va vindeca. Ce urmează pentru acea persoană? Pe urmează o suferință mai mare. Urmează ca boala aceea să îl omoare. Da? Și atenție, am spus-o și mai spun. Lipsa de la biserică sau participarea sporadică este caz de disciplină. Porunca aceasta nu este mai prejoasă decât celelalte porunci din Scriptură. Frate, acum eu n-am curvit, n-am omorât pe nimeni, n-am furat banii nimănui, mai lipsesc și eu cam jumătate de an, ce ai cu mine? Porunca aceasta Domnului nostru Iisus Hristos este de aceeași natură, de aceeași gravitate, de aceeași importanță cu toate celelalte porunci. Nu-ți dă nimeni și nimică dreptul ca să o pui altundeva, undeva mai prejos decât celelalte porunci. Și biserica este obligată să disciplineze o asemenea încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Biserica și mai ales adunarea noastră la oaltă, închinarea noastră publică, este instrumentul primar al harului în viața credinciosului. Sfântul Augustin spunea că cel care nu are
Biserica ca și mamă nu are pe Dumnezeu ca și tată. E prea de tot. Acum, este același lucru care spune Domnul Iisus Hristos. Un Ioan, Domnul Iisus Hristos ne învață același lucru, că trebuie ca să ne iubim unii pe alții. Evanghelistul ne spune, dacă cineva spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar își urăște fratele, este un mincinos. Căci dacă nu îl iubește pe fratele său pe care l-a văzut, nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Cum poți să spui că nu mai poți de dragoste pentru Dumnezeu, dar poți ca niciodată să nu te vezi cu frații tăi? Cum poți să spui că ai da orice pentru Dumnezeu, dar nu vrei să dai nimică pentru frații tăi? Ai sacrifica orice pentru Dumnezeu, dar n-ai sacrifica nimică pentru copiii lui? Nu face sens. Biserica este cadrul lăsat de Dumnezeu în care să creștem și este înzestrată cu unelte unice care numai biserica le are. Frate, dar eu am alte... Eu citesc acasă, meditez. Am înțeles, este foarte bine. Deși am dubii. Eu am dubii despre închinătorul care este închinător tot timpul, doar nu duminica la biserică. Eu nu cred că cineva se poate închina de luni până sâmbătă și să stea acasă duminică dimineață. Nu cred! Nu este posibil, da? Dacă s-a închinat într-adevăr de luni până sâmbătă, duminică este la biserică, nu se poate răbda. Biserica este înzestrată cu niște unelte care nu le ai altundeva. Cum ar fi, de exemplu, cântarea congregațională. Frate, eu cânt și pe mașină, știu. Dar nu poți cânta cu toată biserica decât în biserică. Este un instrument unic. Rugăciunea congregațională. Frate, eu mă rog de unul singur, știu. Este foarte bine, roagă-te. Dar rugăciunea aceasta este distinctă, este separată, ce se petrece aici, când biserica se unește la oaltă în jurul unei rugăciuni, nu se poate întâmpla altundeva. Predicarea cuvântului. Frate, dar eu ascult pe YouTube. Am înțeles. Dar Hristos a înzestrat fiecare biserică locală cu daruri de predicare și de învățătură. Cu oameni care stau și se gândesc și meditează și se roagă pentru acea biserică, care studiază cuvântul și vin cu hrană proaspăt gătită pentru acea biserică. Tu mănânci predici încălzite la microunde pe YouTube. Bravo! Nu poți beneficia de hrana aceea care Dumnezeu ți-a pregătit-o ție decât într-o biserică locală. Cina Domnului și botezul. Dar frate, numai o dată mă botez, da, dar poți participa la alte botezuri. Și poți participa la cina Domnului de fiecare dată când biserica se întâlnește, să proclame și să amintească despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Spuneți că mai nou și cina Domnului se va da pe internet, nu? Îți faci un abonament, vine fan curier, deschizi fain frumos pachetelul, scoți sticluța de vin sau de mus sau ce-o fi, depinde, nu? Bifezi acolo, ce ești? Baptist reformat, ok, merge vinul. Penticostal, mus, nu? Cu preferință. Și acasă de unul singur, deschizi pachetelul frumos, nu? Poate intri pe un site, există un ceas care îți spune la ce oră și... Nu. Hristos a lăsat acest instrument bisericii locale. Apostolul Pavel spune celor din Corinteni, când vă întâlniți la cina Domnului, așteptați-vă unii pe alții. Ei se grăbeau, fiecare lua și mânca de unul singur. Așteptați-vă unii pe alții, pentru că este cu neputință, spune el, să luați cu adevărat cina Domnului decât dacă vă așteptați și o faceți împreună în biserica locală. Nu poți beneficia de acest instrument decât la biserică. Părtășia frățească. Nu poți avea părtășie decât în cadrul unei biserici locale. Ucenicizarea. Disciplinarea bisericească. Dacă o iei razna, da? Încep să o iei pe ulei, grav de tot. Cine te disciplinează pe tine dacă nu faci parte dintr-o biserică locală? Pe frate, nu că eu am prieteni care... Ce o să facă prietenii tăi? O să te excludă? Ce o să facă? Disciplinarea bisericii este un instrument care a fost încredințat doar bisericii locale. Și dacă vrei să beneficiezi de el ca și un instrument al Harului, poți să faci lucrul acesta doar parte dintr-o biserică locală. Apoi legământul ne spune că acest legământ este doar pentru cei dedicați creșterii și evangelizarea altora. Din nou, într-un cuvânt, este ucenicizarea. Evangelizarea și creșterea. Ne vom strădui, spune legământul,
să creștem pe aceea pe care pentru orice vreme se află în grija noastră, în mustrarea și în învățătura Domnului și printr-un exemplu curat și de iubire, căutând mântuirea familiei noastre și apropiaților noștri. Ați observat responsabilitățile primordiale ale bisericii și când spun biserică, mă refer la fiecare dintre noi, evangelizare și creștere. Și lucrurile acestea trebuie să înceapă din familia noastră. Trebuie să realizăm că suntem responsabili pentru evangelizarea familiei noastre. Este așa de trist, de exemplu, când stau de vorbă cu copiii din familii credincioase, evanghelici. Și am ocazia să împărtășesc cu ei Evanghelia și apoi mi se spune că este prima dată în viața lor când cineva le-a spus frontal Evanghelia. Și zice, frate, n-au fost la biserică. N-ați înțeles. Când cineva i-a luat, i-a pus jos pe un scaun și a zis, băiete, fato, haideți să spun cum stau lucrurile. Dacă te duci pe drumul acesta, ajungi în iad. Și singura speranță ca să nu ajungi sub condamnarea lui Dumnezeu este și apoi se vestește Evanghelia. Și niciodată n-a stat mama, tata, unchiul, nimeni. Să aibă o discuție frontală, să uită în ochii lor și să le spună Evanghelia. Este responsabilitatea noastră, ca și biserică, ca și părinți, față de familia, față de familia noastră, față de copiii noștri, față de cei din jurul nostru. Dumnezeu a lăsat două modele vii ale dragostei sale, familia și biserica. Și noi suntem responsabili în ambele sfere să investim timp și efort spre evangelizare și spre creșterea celor care sunt în mijlocul nostru. Noi ne dedicăm unii față de alții și ne străduim să nu dăm faliment în aceste două modele, în aceste două sfere, în familie și în biserică. Să ne tragem la răspundere. Să ne responsabilizăm, să ne mustrăm, să ne întrebăm, frate, cum? Când este ultima dată când te-ai rugat cu familia ta? Păi, frate, știi că eu sunt foarte ocupat. Nu, frate, nu. Nu știu. Frate, când ajung eu de la serviciu acasă, sunt obosit și nu. Chiar 5 minute pentru un moment de rugăciune în familie, nu ai. Suntem dedicați și hotărâți ca în familiile noastre și în biserica noastră să evangelizăm și să creștem pe toți cei care Dumnezeu pentru un timp, fie că este vorba de copiii noștri care timpul zboară. Nu? Cea mai mare am, deja îmi spune la ce facultate vrea să meargă, tot încerc să o conving că poate ar fi mai bine câțiva ani să fie aproape de casă, după aia zboară. Pentru un timp am la dispoziție, dat de Dumnezeu, timp să evangelizez și să cresc. De asemenea și voi, în familiile voastre, dar și noi, în biserica noastră. Gândiți-vă la cei care au trecut pragul bisericii noastre pentru un timp. Cât am investit în ei? Cât ne-am rugat pentru ei? Cât ne-am deranjat ca să veghem asupra lor? Fraților, bărbaților, noi avem responsabilitatea aceasta în primul rând. În familia noastră să veghem, să investim, să evangelizăm soțiile noastre, copiii noștri. Noi ca și biserică suntem responsabili pentru creșterea spirituală a celor care Hristos i-a pus în mijlocul nostru pentru orice vreme. Ați privit care sunt instrumentele principale invocate de legământ? Pe de o parte ni se spune că trebuie să facem lucrul acesta în mustrare și în învățătura Domnului. De ce nu doar în învățătura Domnului și în mustrare? Pentru că marea trimitere nu este doar să-i învățăm, ci să-i învățăm să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Noi trebuie să dăm învățătură în așa fel încât cei în grija noastră să ajungă să păzească și să o trăiască. Deci, cum știu când am terminat cu învățătura respectivă, față de copilul meu, față de fratele meu din biserică, când o păzește? Și atunci mai trebuie să-i amintești. Dar frate, i-am zis de 2 ori, i-am zis de 3 ori. Da? E foarte greu, este foarte ușor să te vii descurajat. Vă spun din perspectiva de păstor, da? Vișile, predicile, și cicluri de studiu pe un subiect. Și după aia parcă a uitat toată lumea. Din nou. Frate, până când?
până când mergem la Domnul nostru Iisus Hristos. Până atunci suntem obligați să ne încurajăm, să ne mustrăm, să ne învățăm, să păzim. De aceea legământul ne spune că trebuie nu doar învățătură, dar și mustrare. Și asta este partea foarte grea. Este foarte ușor să spui cuva, frate, știi, ar trebui să faci asta. Și este mult mai greu când vezi că nu faci, să duci și să-l mustri. Să duci să insiști. Să duci să te rogi împreună cu acea persoană. Să duci să-l responsabilizezi. Este foarte incomod să faci acest lucru. Noi trebuie să învățăm în așa fel încât persoana respectivă să păzească. Și asta implică mustrare și corectare. Da? Dar, ne spune legământul, nu doar învățătura este nevoie și nu doar mustrarea, dar și printr-un exemplu curat și de iubire. Mărturia noastră este un instrument spre creșterea celor din jur. Degeaba învățătura noastră este bună dacă mărturia noastră nu este bună. Degeaba sfaturile noastre sunt bune dacă comportamentul nostru nu este bun. Este ca și... ați experimentat, dacă sunteți părinte, ați trăit-o pe pielea voastră. Ați strigat vreodată, că sunteți părinte, la copilul dumneavoastră pentru că a strigat la fratele lui? Bă, nu mai striga la fratele tău! Nu este ipocrizie curată? Adică tu îi modelezi ce înseamnă o reacție duhovnicească și plină de dragoste, da? Și îl critici pe el pentru faptul că nu reacționează corespunzător. Cum crezi că o să vorbească el cu fratele lui din acel moment? Pe exact cum ai vorbit tu. Înțelegeți? Degeaba vorbești, ca și păstor, de exemplu, despre sacrificiu dacă tu nu sacrifici niciodată. Degeaba vorbești despre rugăciune pentru frați dacă tu nu modelezi lucrurile, dacă nu te rogi pentru frați. Degeaba vorbești despre evangelizare dacă tu nu evangelizezi. Dar asta este adevărat nu doar pentru părinți și păstori. Este adevărat pentru fiecare dintre dumneavoastră. Degeaba vă sfătuiți unii pe alții foarte bine dacă nu aveți o viață care să corespundă cu acele sfaturi. Și acum am învățat împreună la studiul nostru pe ucenicizare. Sfințenia noastră, în primul rând, este necesară ca să putem ajuta pe alții să urmeze pe Hristos. Putem și noi spune, ca și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, precum și eu carc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Putem și noi, ca și biserică, spune altor biserici, călcați pe urmele acestei biserici, pentru că noi îl urmăm pe Hristos. Poți tu, ca și mamă, tată, spune copilului tău, urmează-mă pe mine, pentru că eu îl urmez pe Hristos. Aceasta este chemarea noastră. Să evangelizăm și să învățăm pe cei care sunt în mijlocul nostru să-L urmeze pe Hristos. Și lucrul acesta trebuie să-L facem prin învățătura care o dăm, prin mustrarea care le aducem, dar și prin exemplu de viață care-L avem. Și prin comportamentul nostru, prin viața care o trăim în mijlocul lor. Legământul apoi ne spune că acest legământ este unul pentru cei ce se bucură, dar și cei ce suferă împreună. Ne vom bucura de bucuriile fiecăruia și ne vom strădui cu blândețe și compasiune să ne purtăm unii altora poverile și întristările. Roman 12:15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei care plâng. Noi trăim într-o lume extrem de egoistă și individualistă, în care fiecare este doar pentru el și fiecare trage jar la oala lui. Nu mă interesează ce se întâmplă cu restul. Creștinul este altfel. Creștinul, copiii lui Dumnezeu, nu trăiesc singuri în această lume, ci au frați în această lume. Și dacă îți pasă de fratele tău de carne, da, de trup, cu atât mai mult ar trebui să-ți pese de fratele tău duhovnicesc. Frații sunt cei care sunt chemați să se bucure împreună, dar și cei care sunt chemați să sufere împreună. Și asta înseamnă ca să ne împărtășim aceste bucurii. Și asta înseamnă să ne împărtășim aceste suferințe. Pentru că nimeni nu a suferit cu mine în ultimii ani. Nu ai împărtășit suferința ta cu cineva în ultimii ani. Dar nimeni nu s-a bucurat cu mine. Dar i-ai chemat să se bucure cu tine. Păi dacă mă chemați să mă bucur cu voi, eu vin. Promit. Și vin și la suferință.
creștinul este prin definiție un copil al lui Dumnezeu și copiii au frați. Și frații se bucură și își poartă poverile unii altora. Un legământ pentru cei ce trăiesc în această lume, dar nu sunt din această lume. Noi suntem străini și călători pe acest pământ. Din păcate, adevărul este că fiecare dintre noi se simte mult prea comod în această lume. Ne place aici. Ne place lumea, ne place confortul ei, ne plac lucrurile ei, ne place să fim lumești și ne simțim ca și acasă. S-ar putea, când suntem luați de aici, să dăm o privire în spate. Știm că unde mergem e mai bine, dar a fost fain și aici. Domnul Iisus spune în Ioan 15:19, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Noi nu mai suntem din lume. Trăim aici pentru o perioadă cât Dumnezeu îngăduie, dar prin alegerea Lui El ne-a smuls din această lume. Și trebuie să ne străduim împreună, să ne îndemnăm, să căutăm să trăim în lume, dar să nu fim din ea. Să căutăm să trăim aici știind că patria noastră este cerească. Să ne amintim din nou și din nou că prietenia cu lumea este vrășmășia cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 4. De aceea chemarea bisericii este să trăiască o viață nouă și sfântă în mijlocul acestei lumi, pentru că ea nu aparține acestei lumi. Pentru că noi suntem morți față de lumea aceasta, față de păcat, pentru că noi am înviat împreună cu Hristos. Pentru că lucrul acesta l-am mărturisit în apa botezului și lucrul acesta îl mărturisim de fiecare dată când ne întâlnim la cina Domnului, că noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos nu mai aparținem acestei lumi. Atunci de ce trăim ca și această lume? De ce avem prioritățile ei? De ce avem tendințele ei? De ce avem dorințele ei? Biserica este preocupată să trăiască o viață nouă și sfântă. Noi am murit în Hristos față de lume și față de păcat și am înviat prin El la o viață nouă care trebuie trăită în sfințenia. Biserica este o comunitate în care ne amintim și ne încurajăm și ne mustrăm și ne luptăm în mod constant să nu uităm acest adevăr. Noi nu suntem de aici. Noi nu aparținem acestei lumi, noi aparținem lui Hristos. Noi nu trăim după standardele ei. Noi nu trăim după apucăturile ei. Noi nu trăim după codul ei moral. Noi trăim pentru Hristos. Scopul bisericii este să trăiască în acest fel și acesta este angajamentul nostru, că vom trăi în acest fel și că ne vom încuraja unii pe alții să trăim în acest fel. Prin aparținerea la o biserică, ne amintește legământul, fiecare membru individual devine responsabil pentru mărturia Evangheliei prin acea biserică. Dacă lumea privește la Biserica Sfânta Treime și îl vede pe Hristos, este datorită felului în care toți trăim. Și dacă lumea privește la noi și Hristos este dezonorat, asta se poate întâmpla dacă numai unul dintre noi trăiește în păcat. Unul singur strică mărturia întregii biserici. Poate este foarte greu așa, atunci e imposibil. Nu este imposibil. Este nevoie de un trup viu, de mădulare vii, care să vegheze, care să expulzeze din mijlocul vieții noastre oricând există un păcat acolo. Pentru că știm că avem această datorie să-L reprezentăm pe Hristos. Chemarea bisericii este să mergem în toată lumea, să facem ucenici, să-i învățăm tot ceea ce a poruncit Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este posibil dacă mărturisirea noastră este contrazisă de mărturia noastră. Predicăm pe degeaba. Împărțim tractate și cărți pe degeaba. Dacă atunci când ei privesc la ce le-am spus și privesc la ceea ce suntem și acele două nu corespund. Legământul ne atrage atenția că fiecare membru este responsabil pentru elementele esențiale din viața bisericii. Adică, responsabil pentru închinarea bisericii. Voi sunteți echipa de închinare. Da?
Mai nou avem fratele Cristi, ne ajută cu chitara. Dar noi n-am dus lipsă de nimică și acum suntem mai binecuvântați. Nu avem nevoie de o trupă de închinare. Noi suntem, fiecare membru este responsabil pentru închinarea bisericii. Fiecare membru este responsabil pentru rugăciunea bisericii. Fiecare membru este responsabil pentru absolut tot în biserică. Noi suntem responsabili pentru doctrina bisericii. Dar frate, aia e departamentul tău? Nu. Nu, e departamentul nostru. Noi suntem responsabili pentru sacramentele, pentru rânduielile bisericii. Pentru cina Domnului. Pentru practicarea botezului nou testamental. Voi trebuie să vegheați ca să fiți prezenți la cina Domnului. Voi trebuie să vegheați ca nimică necorespunzător să nu se petreacă acolo. Voi trebuie să vegheați ca să deosebim întotdeauna trupul lui Hristos. Noi suntem, fiecare dintre noi, responsabili pentru disciplina bisericească. Disciplina bisericească nu are cum să se practice dacă fiecare nu o practică. Rețineți rețeta Domnului Iisus Hristos. Dacă un frate greșește, te duci și o confrunți. N-ai cum să ajungi la biserică, dar spune ultimul pas, după ce mai iei câțiva cu tine. După aia spui bisericii, dacă n-ai început cu primul pas. În multe biserici sunt oameni care trăiesc în păcat 10 de ani și niciodată n-ajung la disciplina bisericească pentru că nu ia nimeni primul pas. Nimeni nu merge și îl confruntă. Frate, nu poți trăi așa. Noi suntem responsabili. Noi suntem responsabili pentru dărnicia față de biserică. Financiară și nu numai. Dărnicia timpului nostru, efortului nostru. Atunci când faci parte dintr-o biserică, ești responsabil față de acea biserică pentru tot ce se petrece în cadrul ei. Pentru închinare, pentru evangelizare, pentru învățătură, pentru ajutorare, pentru disciplinare, pentru rânduieli. Toate acestea stau pe umerii tăi. Vom lucra împreună, spune legământul, pentru înaintarea lucrării Evangheliei cu credincioșie în această biserică. Prin aceasta vom susține închinarea, sacramentele, disciplina și doctrinele ei. Vom contribui cu bucurie și în mod regulat la susținerea materială a slujirii, la acoperirea cheltuielilor bisericii, la ajutorarea celor săraci și la răspândirea Evangheliei la toate popoarele. Aceasta este responsabilitatea noastră împreună. Frate, aia cu răspândirea aia ta, tu trebuie să te duci să evanghelizezi. Nu, e a noastră. Noi, ca și biserică, suntem chemați să facem toate aceste lucruri. În concluzie, legământul ne amintește că acest legământ nu este unul luat pe o perioadă, ci este un legământ luat pe viață. Un legământ valabil oriunde și oricând, pentru că nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul este chemat să trăiască în comunitatea credincioșilor după Scriptură, oriunde ar fi el. Acest legământ, acest angajament care ne-am luat de a trăi după Scriptură, ca și mădulare în trupul local, nu se încheie atunci când ne mutăm din această biserică. Fiți conștienți de aceasta. Când ați intrat în această biserică și ați fost învățați din Sfintele Scripturi ce cere Hristos de la voi, acele obligații nu se sfârșesc când plecați de aici. Și nu poți ca să spui, păi aia a fost la Zalău. Acum m-am mutat la Cluj sau la Oradea, aici merge altfel. Că biserica în care m-am dus nu are aceleași principii. Principiile Scripturii nu se schimbă când te muți dintr-o biserică în alta. Nu știu de ce ai mutat în acea biserică dacă nu are principii biblice, dar asta e altă discuție. Noi ca și creștini, odată ce am înțeles porunca Mântuitorului de a trăi într-o comunitate a credincioșilor după porunca Lui, suntem legați să ascultăm de El toată viața noastră. Oriunde am fi noi. Pe de altă parte, cum ziceam, considerentul bisericii ar trebui să fie un considerent primordial atunci când este vorba despre decizii de viață. În primul rând te întreb unde mă duc la biserică. Cum afectează decizia aceasta în viața mea, viața mea spirituală? Unde voi fi hrănit? Cine va veghea asupra mea? Unde voi avea o comunitate de oameni care să se ocupe de mine? Și apoi te uiți la lucrurile materiale, la lucrurile pragmatice. Când ne mutăm din acest loc, spune legământul, ne vom alătura cât de curând este posibil unei alte biserici, unde vom duce cu noi spiritul acestui legământ și principiile cuvântului lui Dumnezeu. Fraților,
Dorința mea pentru biserica noastră este să fim reprezentanți fideli a chemării care ne-a făcut-o Hristos. Este să putem să ne uităm spre alții și să spunem, cum spune Apostolul Pavel, umblați pe urmele noastre, pentru că noi îl urmăm pe Hristos. Dorința mea este că dacă în providența lui Dumnezeu, oricare dintre dumneavoastră s-ar afla într-o altă biserică, să fiți acolo o lumină pentru principiile Scripturii, pentru ceea ce Hristos a chemat biserica să fie în mijlocul acestei lumi. Sper că în această dimineață tot ceea ce ați auzit să fie, în primul rând, o încurajare. Că după 4 ani și 3 luni, să luăm mai în serios responsabilitatea ca și biserică locală ca și avem. Și dacă este potrivit și nevoie, acolo unde fiecare dintre noi știe că avem lacune, ca o mustrare, dar nu din partea mea. O mustrare din partea Duhului Sfânt. O mustrare spre pocăință. O mustrare spre sfințenie. Și mă rog ca biserica noastră, în următorii 4 ani, 3 luni și 17 zile, să crească și să maturizeze și să fie un exemplu demn de urmat pentru toți cei care vor să-L urmeze pe Hristos. Amin. Amin.